Mergem la Constanța, unde banalul ou de găină este folosit pe post de ghiulea electorală. Un candidat mai inventiv și-a trecut numele pe ouă și le-a împărțit alegătorilor. Ce te pare așa să-și pună pe ouă? Ei, dacă sunt ouăle lui, ce vrei? Pe ouă apare și o dată de expirare, 9 iunie 2008, așa că se naște un mare semn de întrebare. Cine expiră, candidatul sau ouă?